Bun găsit, oameni buni! Întâi vreau să vă spun că subiectul pe care îl vom discuta astăzi a plecat de la un film al colegului Costin 2003. Un film în care a calculat cu onestitate exact ce bănuți câștigă din apicultură. Și mi-am dat seama că el face niște calcule fără să se gândească că e posibil să vină un moment în care să fie nevoit să plătească și anumite dări la stat. Mă uitam la... Deci, să o luăm așa metodic, ajung imediat. A, uitați aici. Deci, în momentul de față, costim la finalul anului 23, început de anul 24, are un venit, să spunem, gri, pentru că el nu plătește niciun fel de taxe și impozite, nu este asigurat medical, nu plătește contribuții la fondul de pensii, adică e în bătaia vântului, câștigă 2450 de lei pe lună. Ăștia sunt bănuții lui. Acum o să vă arăt de la 1 ianuarie 2024. Vedeți aici? Deci salariul minim, la care stă săracul de pazacul într-o gheretă, la care nu face nimica, va avea un salariu net de 2122 de lei. Da? Iar brut va fi de 3500 de lei. Dar acest om are contribuție la fondul de pensii, are contribuție la fondul de sănătate, la șomaj, etc., etc. Deci omul ăsta, dacă Doamne ferește, are o problemă de sănătate, se duce liniștit, se internează. Da? Omul ăsta cu salariul minim, da? Deci, nu vorbim de un om calificat, care e clar că ia mai mult. Deci, un necalificat în ziua de azi în România ia banii ăștia. Hai să vă spun. Hai să facem alt calcul. Lucrezi în construcții, da? Aici a venit, am impresia, undeva la la 4.000 de lei pe lună. Ia să vedem câți. Ia uitați-vă și voi. <laughs> ai sări la 3.000, deci dacă te duci, ia să vedem puțin. Dacă ne dă pe 24, calculează, da. Deci, în construcție, venit minime de peste 3.000 de lei. Deci, dacă ai curajul să te duci să muncești, ai salariul de peste 3.000 de lei. Asta a fost ca o paranteză ca să vedeți cât se câștigă în România. Aici vorbim de bangri că dacă am scade, am dat jos din suma asta sănătatea și pensie ar fi deranj. Ei, și aici apare problema. Că, uitați, m-am gândit așa, să văd întâi din 2024 ce se întâmplă cu PFA-urile. Și acum ca un sfat pentru Costin. Și nu numai pentru Costin, în general pentru apicultorii care erau învățați să taie facturi pe genunchi. Din 24 nu mai merge cu facturile pe genunchi, s-a terminat. Da? Atenție mare că se, bag, se bagă taxe noi. E, pe lângă apicultură, știți că e și activitatea asta de, de -ă reală, da? Care, bineînțeles, aduce un venit activitatea asta de youtuber -ă reală. Până acum, youtuber -ă asta era, plăteai doar 10% impozit. Da? Ei, am o veste tristă pentru youtuberii din apicultor român, din 2024 vor plăti și contribuția la sănătate. Și haideți să vedeți acum cel mai frumos lucru. Taxe PFA 2024, contribuția la sănătate. Păi noi nu ne interesează pfa în sine. Da? Pentru că aici intră orice venit. Deci spune că e contribuția de 10%. Spune așa, începând cu 2024, baza de calcul a CSS o reprezintă venitul net realizat, care nu poate fi mai mică decât plafonul de 6 salarii și nici mai mare decât plafonul de 60 de salarii minime pe economie. Este mare, da? S-a că de la 1 ianuarie va fi salariul de 3500 de lei, da? Deci vă vorbim de salariul 3500. 6 salarii înseamnă 21.000 de lei, 60 de salarii, 210.000 de lei. Rezultă, se minim, fiți atenți, e de 2100 de lei, despre deci, exemplu, asta e cine se duce și își face contract direct la fisc. De la 1 ianuarie 24, contractul ăla va fi de 2.100 de lei și maxim, eu, spre exemplu, așa că am paranteză, eu voi plăti 21.000 de lei sănătate pe an. Fiți de tot începând cu 2024, este deductibil din calculul venitului impozabil. Asta mă interesează pe mine. Iată ce scrie, ce important. Începând cu 2024, pentru stabilirea obligației de a plăti CSS, veniturile din activități independente nu se vor cumula cu veniturile din alte surse, deci ți se calculează sănătate pe fiecare. Dividende, dobânzi, chirii, de exemplu, ai un apartament închiriat în ploiești, îți calculează sănătate pe partea aia. ai venituri din YouTube, îți calculează pe venituri din YouTube. Pentru acest venituri se va plăti CSS separat. Deci pe fiecare sursă de venit se va plăti CSS. Acum vine cireașa de pe tort. Ia fiți atenți aici. Se depune declarația până în 25, mai știți foarte bine. Fiți atenți ce scrie aici. Opțiuni de a plăti contribuția, contribuția de sănătate. Atenție mare! Conform noului cod fiscal, din 2024, orice persoană, orice persoană care desfășură activitate independentă va plăti CASS la nivelul a cel puțin șase salarii minime pe economie. Chiar dacă activitatea a obținut un venit net mai mic decât plafonul de șase salarii sau e pe pierdere. Deși cei care au activități pe pierdere vor plăti CASS. Da? Foarte, foarte mare atenție, da? vedeți că deci, din YouTube reală, pe lângă zeciuia la impozitul de 10%, mai e de plată și contribuția la sănătate. Acum, să, pentru cei care interesează pensia, sunt două plafoane. pensie, contribuție de 25%, sunt două plafoane. Un plafon la 12 salarii la 42.000 de lei și un plafon la 24 de salarii la 84.000 de lei. Pe mine aici am împușcă la 84.000 de lei nu e problemă. Și uitați, ce, dacă vrei să fie asigurat sistemul de pensii, 42.000 ori 25% plătești până 10.500 de lei, da? Valoarea minimă a contribuției datorate social dată 20-24 și pragul 2, 21.000 de lei, aici am încadrez Deci mie anaf anaful la anul, spre exemplu, din start mi 42.000 de lei. Deci eu, Nenea Dragoș Gavrilă, plătesc 42.000 de lei sănătate plus pensie. La banii ăștia, după aia se adaugă zeciuiala. Că vine Anafu și îmi bagă zeciuiala pe ce îmi rămâne câștig. Care practic dublează suma asta. Dar nu fac probleme, eu să fiu... Eu să fiu, eu să fiu sănătos. Deci, din ăștia, 2450 de lei, trebuie să vadă cum face cu YouTube-ul să nu iasă pe pierdere. Deci mare, mare atenție. Da? Și să nu uitați că în calculul astea, frate, doamne, eu vă spun, cel mai mare lucru, cel mai de preț, pe lumea asta este sănătatea. Dacă nu ești atent la sănătate, e jale. Și mai ales când nu ai asigurare de sănătate, e jale. Și nu mai spun cu pensia, că le mai spun la mulți oameni, Bă, dacă ai ghinion, nu să trăiești mult. Ce faci la bătrânețe? Că știți cum e, de bine, de rău, e o vorbă. De... Rău. Că îți bate poșta și o poartă. Și se aduce un bănuț. Pe lângă bănuțul ăla, tot așa fel. E așa asigurare de sănătate, că toți pensionarii sunt, uh, au asigurare de sănătate. Bun. Deci așa v-am spus acum cu contribuții. Deci, apicultorii cu youtube -ul. Atenție că vor plăti și sănătate. La fel, nu va mai merge cu facturile pe genunchi. Clar. Așa. Și după aia, încă un aspect, se scad, scade plafonul la tranzacțiile cu numerar. Atenție mare și acolo. Foarte, foarte mare atenție. Am căutat, spre exemplu, ce ce taxe se se plătesc pe apicultură în 24 nu știu nu interesează pe nimeni pentru că apicultura deja a, veni, a devenit un sector marginal știți atât apicultorii pică pe capete deci e jale da deci dacă te uiți așa la știrile astea despre despre apicultură o să vezi că treaba nu este absolut absolut deloc bună. Deci, oricum, atenție mare, ce faceți cu PFA-urile? Dragi apicultori, vedeți că s-ar putea la un moment dat să primiți decizii de impunere, poate vă vor rămas niște PFA-uri acolo, voi nu mai aveți stup de mult, dar o să vă trezeți că vă vin decizii de impunere și dacă nu plătiți la timp, Vă vin, știți, cu dobândi, cu penalizări, cu toate alea. Mare, mare, mare atenție. Da? Foarte mare atenție. Vedeți că sunt plafoane de cheltuieli. Trebuie să vă... <coughs> să vă încadrați. Da. E, oricum, aici eu am luat pe colegul nostru uh, Costin. Bine, nu este un uh, calcul... Uh, să spunem așa, e emblematic pentru apicultura românească. Știți că aici vorbim de un om, un om singur, știți, care nu are familie. Că în caz de a avea familie, altfel s-ar pune datele probleme știți Și la, mai discutam cu un alt camarad apicultor, la nivel când ești binecuvântat să locuiești lângă un oraș așa de mare ca ploieștiu trebuia să ai tarabă în piață și nu mai câștigai pe lună 24, 2400 de lei, câștigai 24.000 de lei pe lună. De 10 ori mai mult. Dar bine că v-am mai spus -o de multe ori. E o diferență foarte, foarte mare în, în, a produce și în a comercializa. Și la fel cum arăta Costin pe aici, am uitat, el și-a calculat foarte cât bani consumă el cu asta, cu combustibilul pe, el pentru că a vinde câteva borcane de miere, uite se pe el cheltuiește și borcanul și eticheta. El a pus 2 lei borcan, dar capacul nu l-a pus în calcul, sau o fi borcan cu capac. La lichefiat miere acolo a cam umflat puțin e sub 50 de bani pe kilo de miere lichefiere Dar în sfârșit grosomoto calculul e bun, știi? Da. Și bine, el a făcut un calcul, dar seama că vinde 7 borcane cu miere pe zi, da? cum vedeți aici. E nesemnificativ pentru că în momentul în care ai fi avut o tarabă la piață, astea șapte borcane ar fi reprezentat maxim 50% din venitul tău pe zi. Dar nu vreau să spun mai multe, să dau din casă că se prind alții. <grijă> da. Că pe o tarabă de asta piculă nu vezi numai miere. Vezi multe, multe alte treburi. Am văzut inclusiv acum că există cursuri de astea secrete în care nivelul carierei este să faci lumânări în viață. Adică, pe bune, e o muncă chestită, dar să ajungi să, face, să faci, să plătești ca să înveți să faci lumânări. Deci asta e noaptea minții deja. Și alt secret, poți să cumperi lumânările gata, făcute din altă parte, să le vezi la tarabă. Da. Deci, luați aminte, dragilor, uh, treaba, vedeți că guvernul e pus din ce în ce cu biruri mai mari pe noi, cu taxe și impozite mai mari. Așa că foarte, foarte mare atenție. Vedeți ce faceți pe viitor. Că știi cum e? Acum a băgat mai pensia asta obligatorie, nu mai e contribuția la sănătate obligatorie la anul e posibil să bage și contribuția la, la pensii obligatorii. Deci mare, mare atenție că, că nu, e, nu e treaba așa simplă. Pe, din venitul ăsta de 2400, dacă cade numai 10% sănătatea, deci ajungem și scadem și pensia și alea, are sub salariul minim pe economie. Adică, oricum, acum eu nu dau sfaturi în general, dar îmi permit de data asta o sugestie, așa pentru colegul Costin, 2003. Dacă vrea să se umple de bani, să-și facă, să facă cont de TikTok și să facă un reality show zilnic despre cum poți să supraviețuiești în România cu 50 de colonii de albine și cu 2450 de lei. Lună, adică sub 100 de lei pe zi. Nu știu câte sunt, 80 de lei pe zi. Deci, Costin, dacă vrea să se îmbogățească, să facă un reality show de asta, un daily vlog, dar se intre și pe YouTube și pe TikTok, în care să, pre, să se filmeze toată ziua, să facă live-uri de la pe TikTok, cum poate trăi el din 50 de colonii de albine. Și cred că ar câștiga la bani cu nemiluita cu mult mai mult decât câștigă din asta, 2800 de kg de miere, cât are el pe stoc acum. Deci, pe mine mă apucă groaza când văd treaba asta. Mă apucă groaza. Și așa că un fapt divers, la mine în zonă, un zilier, da? Un om, la cules la prune, să vă dau un exemplu, este plătit cu 130 de lei pe zi, plus uh, mâncare și băutură. Da? Deci asta duce la peste 150 de lei pe zi. Deci la mine în zonă, un zilier, uite că acum s-au făcut prune la mine în zonă, s-au făcut struguri. Deci un zilier câștigă cel puțin 150 de lei pe zi. Da seama, 150 de lei pe zi. Deci asta înseamnă 4500 de lei pe lună. Deci aproape dublu decât câștigă Costin din, uh, Apicultura lui. Dar eu asta, spune, dacă ar fi un reality show fabulos și mai ales să, să intre pe TikTok, să se mute de, din YouTube pe TikTok, că aici pe YouTube a rămas cam în urmă youtube -ul, cu bănuți. Oricum, pentru că el, Costin, duce o viață de-asta la extrem cum ar veni. Da, mare, mare atenție. Așa că oameni buni vedeți ce faceți că lăsăm la o parte asta cu calculatorul pe ecran că asta e pentru copilași asta nu e pentru oameni mari voi dragilor vedeți că avem aici cu contribuțiile astea că încet încet se vor băga contribuții, deci vor intra și peste sectorul apicol. Da? Uitați că aici sunt și de-astea. Găsiți și tabele și pe micro -intre... la ăștia, la micro a crescut de la 1% la 3%. Le-a băgat ca lume. Deci mare, mare, mare atenție, da? Ce avem de făcut. Deci și încă un lucru, că cu, apropo cu uh, facturile alea l-am dat la miere pe genunchi. Vedeți că acolo, dacă vine cineva vădată, este deranj mare. Este deranj mare. Că un apicultor, un PFA, nu hai să spunem corect, pe 0149 cod Cayenne nu prea are voie să vândă miere la magazine. Da? Deci mare, mare atenție că Deja notăm în pe tulburi și nu e deloc bine. Eu am făcut practic acest video să trag un semnal de alarmă. Nu uitați, un like, un like dacă vă plac informațiile pe care le vi le ofer. Abonați-vă ca să fim întotdeauna în legătură directă, să primiți și activați clopoțelul acolo și distribuiți aceste clipuri, pentru că sunt foarte, foarte importante în urmă, vreau să vă spun, cred că în urmă cam cu 10 ani, niște apicultori n-au fost atenți când se făcea manevra cu mierea bio și au depășit pragul de TVA și le-a bătut anaf un curte, în poartă la stupină și a pus să plătească TVA de tot muncă, munculița lor de s-a dus la ANAF. Deci știți că sunt și niște praguri aici în care devii după plătitor de TVA. Deci mare, mare atenție, da? Mare, mare atenție. Cum lucrați? Deci asta cu facturile, cum o să fie? O să intre un sistem de factură electronică și la maxim 5 zile trebuie băgate pe o platformă toate facturile. Deci nu mai puți puța pe pușii. Și v-am spus, deci, singura soluție, eu vă spun sincer, ce am eu cu apicultura, eu sunt pe țăran, eu sunt pe atestat de producător și pe e de comercializare. Nu am facturier, nu, 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 nu mă interesează, deci eu nu mai... E. Nu mă ating de factură că mă frige la mână. Factură electronică am la cabinetul medical, acolo unde plătesc, v-am spus, deci, din start, cum e vorba aia, citez un clasic, din startul începutului, e, deci la 1 ianuarie eu trebuie să pun deoparte 42.000 de lei pentru sănătate și pensii. Dar nu mă plâng, noi să fim sănătoși. Dar eu la apicultură nu, sunt pe țărani, pentru că nu mai, atenție mare, orice factură de asta, să vă frigă mâna când puneți, când o să faceți o factură. Și nu o să mai meargă pe ciuci, să faci pe germic facturi, da? Mare, mare atenție. Și acum aștept provocarea colegului Costin să facă TikTok. Ca asta, asta, voi ce ziceți? Ar fi bine să-l vedem. Aștept comentariile voastre cu sugestii pentru Costin. Să vedem dacă este, ar fi pentru el un real succes să intre pe TikTok. Pentru că ce am văzut acolo pe TikTok, frate, este incredibil. Gata. Ajunge pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție, pentru like-uri acordate, pentru abonare. Dragoș Gavrilă vă urează numai bine, sănătate, fericire!